Permiteți-mi să citesc în această dimineață împreună cu versetele care s-au citit din Romani, capitolul 8, începând cu versetul 15, de la versetul acesta până la versetul 18 inclusiv. Și voi, e vorba de fiecare dintre noi, n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Amin. Apostolul Pavel scrie cartea aceasta Romanilor. Ajunge la capitolul 8, în care prezintă diferența dintre omul care se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și omul care se lasă călăuzit de propria lui fire, de păcatul din viața lui. Ajunge la versetul 15 în care spune, și chiar 14, exclamă Apostolul Pavel spunând un principiu biblic. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aceștia care se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu au primit un duh de robie, ci un duh de înfiere. Ce face Duhul acesta? Un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. A trebuit să scrie Eremia în capitolul 3, o tragedie a Universului. A trebuit să prind o dimensiune și o stare, niște lacrimi care curgeau pe fața Dumnezeului Etern. A trebuit să scrie capitolul 3 spunând cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu suspina în versetul 19 și spunea: Israele, Ierusalime, Iuda, am vrut să vă aleg ca o cetate specială. Am vrut să vă pun în obiectivul privirilor mele. Am vrut să vă pun cea mai importantă cetate dintre celelalte în univers, de pe Terra. Am vrut să vă fac copii ai mei. Am vrut să te fac ca o soție, spunea Dumnezeu despre Israel. Dar vreau să spun ceva. Am vrut să te fac mai mult, ca un copil al meu. Și versetul 19 spune Dumnezeu din cer: cum să te pun printre copiii mei? Cum să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam, spunea Dumnezeu, că mă vei chema Tată. Și nu te vei mai abate de la mine? Am avut speranța că voi investi într-un popor numit Israel, pe care îl voi scoate din Egipt, îl voi scoate din casa robiei, îl voi scoate din toate falimentele vieții lui. Am avut speranța și gândul și planul să investesc în el, să fiu cu el 100% dimineața și seara. Am vrut să fiu aproape de el, să-i ofer mană dimineața, în fiecare dimineață, cu excepția sabatului când nu apărea, pentru că cu o zi înainte venea mâncare de două ori mai multă ca să ajungă și pentru ziua sabatului. Pentru că în ziua sabatului să nu facă nicio lucrare, după cum era cuvântul lui Dumnezeu. Am vrut să investesc în el. Când mi-a cerut carne, i-am trimis niște preperițe care s-au oprit exact peste locația în care se afla Israelul și s-au coborât cu toate jos și au murit. Și ați avut carne. Am investit tot ce am avut mai bun în voi. Israel, membrii ai acestei cetăți, am vrut să vă număr printre copiii mei și speram, spunea Dumnezeu, că pentru că am dat atât de mult pentru voi, pentru că v-am oferit atâtea, mă veți chema și îmi veți spune Tată. Și după ce veți spune cuvântul acesta,
Faptele voastre se vor schimba după ce veți lăsa cale voastre glasul să rostească acest cuvânt atât de cingaș, de etern, care uneori îți dă senzație de emoție. Tată, veți trăi frumos. Tată, mesajul din această dimineață vrea să se intituleze, e o întrebare. Când ai spus ultima dată lui Dumnezeu, Tată? Când ți-ai lăsat gândul să meargă înspre cer? Când ți-ai lăsat inima să fie proiectată înspre Dumnezeu? Când ai lăsat ca genunchii tăi, dacă trebuie, să se plece rugăciune? Când ai lăsat ca inima ta să înceapă să bată altfel? Când a fost ultima dată când l-ai strigat pe Dumnezeu, Tată? Dumnezeu din cer vrea ca noi să fim adevărați copii ai Lui. Amin. Și există vreun copil ca dumneavoastră, dumneavoastră care aveți copii, care să nu vă spună măcar o dată pe săptămână sau pe lună, Tată? Această expresie, acest cuvânt din Roman capitolul 8, Ava, e scris în limba aramaică și prin traducere exactă, mot-a-mo, știți cum se traduce? Tăticule. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe singurul Său Fiu din cer. L-a trimis să umble pe drumurile noastre, să vină la noi cu Evanghelia, să ne mântuiască sufletele, să ne vindece bolile. Dar l-a trimis și pentru altceva. L-a trimis ca din noi, din fiecare dintre noi care în această dimineață suntem prezenți și din toți ceilalți care vor asculta mesajul și din toți ceilalți care aud cuvintele Domnului. Vrea din fiecare dintre noi, știți ce să fac? Copii ai Lui. Amin. Dacă așteaptă Dumnezeu ceva de la noi în această zi, dacă așteaptă Dumnezeu ceva de la noi de fiecare dată când ne adresăm Lui, El așteaptă să-i spunem, tăticule, tată, când i-ai spus ultima dată lui Dumnezeu, tată, avem uneori tendința și senzația și uneori chiar facem asta. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rog, mergi la spitalul cu tare. Am o familie care e în probleme acolo. Am un prieten care e bolnav. Și uneori îi dăm directive lui Dumnezeu. Uneori venim cu viața noastră și cu rugăciunile noastre puse pe o listă și îi spunem, Doamne, să faci asta, să faci și pe cealaltă, să ajut și pe celălalt, să fii și locul cu tare. Și uneori parcă îi poruncim lui Dumnezeu. Simt în dimineața asta și simt că Dumnezeu vrea pentru fiecare dintre noi să aude din gurile noastre, din ființele noastre, din tot ce avem noi mai bun, că îi spunem, Tată. Vreau să vă spun această dimineață, nu ai cum să-i spui lui Dumnezeu, Tată, dacă nu ești Fiul Lui. Capitolul 8 din Romani repetă de foarte multe ori această gândire a lui Dumnezeu, acest fel de exprimare a lui Dumnezeu, acest statut pe care ne-l dă fiecăruia dintre noi, Dumnezeu din cer, statut de copii ai lui Dumnezeu. Observați versetul 14, spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Versetul continuă și spune, versetul 15, cei ce au primit un duc de înfiere, prin acest Duh sunt fii ai lui Dumnezeu, nu-i așa? Înfierea presupune a fi fiu, a fi transformat dintr-un alt statut. Nu e vorba doar de un statut și un mod de adopție, cum se întâmplă în lumea de astăzi, când unele familii își aruncă copiii pe străzi și alții, asistent social sau altcineva, trebuie să-i culeagă de pe acolo și să-i pună într-o familie adoptivă sau într-un alt fel. Să-i integreze în societate.
Nu e vorba de asta. E vorba de starea în care ne aflam fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi eram robi ai păcatului. Fiecare dintre noi stăteam sub această incidență a diavolului și a păcatului nostru, al propriului nostru păcat. Și Dumnezeu din cer a ales să trimită pe Fiul Său, ca prin acest Fiu cu F mare, pe fiecare dintre noi să ne transforme din robi în fii. Amin. Aleluia. Toți cei care au fost în Vechiul Testament și care l-au slujit pe Dumnezeu, știți cum l-au slujit? Sub statut de robi. Când a venit Fiul lui Dumnezeu și când s-a apropiat la Marea Tiberiadei de cei 7 care s-au dus fără porunca Domnului să pescuiască, Iisus, Domnul Iisus Hristos, ei nu-L cunoșteau, dar Domnul îi cunoștea, le-a adresat acest cuvânt. Pentru prima dată, era după înviere. Știți care? Copii, aveți ceva de mâncare? Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, a murit, a înviat, pentru ca noi să avem învierea. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. De n-ar fi înviere, n-ar fi nici înviere. De n-ar fi înviere, n-ar fi rai, n-ar fi cer, n-ar fi nimic. Dacă Hristos n-ar fi înviat, și vreau în această dimineață să exclam cu toată tăria, Hristos a înviat! Slăvit să fie numele Lui! Amin. Pentru că a înviat El, fiecare dintre noi, putem să avem acest statut de fii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem fii, cuvântul Domnului spune că acest Duh care a fost pus în noi, acest Duh al înfierii ne determină. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Asta nu semnează că eu îmi programez să spun Ava, adică Tată. Asta nu semnează că eu mă gândesc ca în fiecare rugăciune să rostesc Tată. Nu asta înseamnă. Asta înseamnă că interiorul meu a fost transformat de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu care a intrat prin cuvântul Evangheliei și care m-a schimbat totalmente. Am născut din nou și pentru că sunt născut din nou, am devenit copil al lui Dumnezeu. Și pentru că am devenit copil al lui Dumnezeu, acest Duh al înfierii mă determină să spun Tată. Dacă niciodată n-ai simțit din inima ta că trebuie, nu numai prin vorbe, ci prin fapte, să-i spui lui Dumnezeu, Tată, învierea dumitale e sub semnul întrebării. Ai milă, Doamne. Dacă așteaptă ceva Dumnezeu de la noi, așteaptă mai des să venim la El ca la un Tată. Strigând, Ava, în primul rând, uneori suferind. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu cine? Cu Hristos. Dacă suferim împreună cu El. Suferința în viața oamenilor vine din trei direcții. Există suferință în afara planului lui Dumnezeu. Adică dacă cineva fumează, trebuie să sufere consecințele. Nu-i așa? Dacă cineva consumă alcool, trebuie să sufere consecințele. Dacă cineva e hoț, spune Apostolul Petru în 1 sa epistolă, în capitolul 4, niciunul dintre voi să nu sufere. Cum? Versetul 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț sau ca făcător de rele. Sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Unul care nu trebuie să se bage în domenii care nu-i aparțin. E o suferință care vine datorită consecințelor păcatului. Că vreau să vă reamintesc, după cum știți, fiecare dintre noi, tot ce facem, plătim până la ultimul bănuț, cu excepția faptului că suntem iertați prin grația Domnului Iisus Hristos. Dacă nu plătim,
Asta e suferința pe care o au cei care sunt în afara bisericii lui Iisus Hristos. Suferința de care au parte cei care nu sunt întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Suferința de care au parte cei care nu vor să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta e suferința. Mai există o suferință din altă direcție. E suferința prin care Dumnezeu ne învață voia sa. Odată ce am intrat în biserica Domnului Iisus Hristos, odată ce am ajuns mădulare în acest trup desăvârșit, unit 100% al Domnului Iisus Hristos, noi uneori greșim, nu-i așa? Ce-ar fi dacă Dumnezeu ne-ar lăsa în păcatele noastre? Ascultați ce spune autorul Epistolei către Evrei, capitolul 12. Versetul 5. Și unii dintre voi ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește. Când ați fost pedepsiți ultima dată și ați simțit că prin asta Dumnezeu dovedește că vă iubește? Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Când ești primit de cineva, te aștepți să fii aplaudat. Când ești primit pe pământ de cineva, te aștepți să fii lăudat. Nu-i așa? Cum adică, Dumnezeule, atunci când mă pedepsești, prin asta îmi dovedești că Tu mă primești înaintea Ta? Da. De ce? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 7. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul acela pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care au parte toți, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Trebuie să te sperii când greșești, fiind în trupul Domnului Iisus Hristos și nimeni nu te mustră. Dacă cineva te mustră, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu cu blândețea care trebuie să existe în cuvântul rostit, trebuie să te bucuri că prin asta Dumnezeu, care e Tatăl, se apropie de inima ta și vrea să tragă un semnal de alarmă. Vrea să spună atenție, atenție, atenție. Suferință în afara planului divin, când stai în păcatele tale. Suferință când te afli în trupul Domnului Iisus Hristos, dar când greșești. Și creșterile sunt multe. Aș putea să dau chiar un exemplu acum dimineața. De moment, dar nu-l dau. Creșterile sunt multe. De fiecare dată, tata vine și spune: fiule, n-ai făcut bine. Amintește-ți de vorbele pe care le-ai spus și nu trebuia să le spui. Amintește-ți de gesturile pe care le-ai făcut și nu trebuia să le faci. Amintește-ți de cânturile care ți-au trecut chiar prin biserică, despre cutare predicat-o sau despre alții cântăreți. Și care nu trebuia să fie mintea ta atunci, trebuia să te rogi pentru el, să-i dea Dumnezeu cuvânt sau har la cântare. Amintește-ți. Tata vine frumos și spune: pentru asta plătești. Pentru asta plătești. Când i-ai spus ultima dată lui Dumnezeu: tata? Când? Atunci când ai suferit, l-ai mai numit tată? Suferința vine încă dintr-o direcție. E suferința prin care Dumnezeu vrea să demonstreze cerului și pământului că El încă mai are fii care le ascultă. Amin. Spunea cuvântul Domnului: suferințele din vremea de acum, pentru cei care sunt în planul lui Dumnezeu, pentru cei care sunt sfinți, nu pot să fie egalate cu slava care se va arăta la sfârșit, la descoperirea fiilor lui Dumnezeu. E imposibil să se întâmple asta.
Observați, îmi veți spune, dar e vorba de mai multe suferințe. Și vis-a-vis de aceste suferințe e vorba de o singură slavă. Ce ați vrea mai mult? O slavă care e în cer? Sau să scăpați din suferințele de pe pământ? Chiar dacă vor fi miliarde de suferințe pe pământ, vreau slava cerului. Amin. Vreau prezența lui Dumnezeu. Vreau să știu că sunt în planul lui Dumnezeu. Vreau să știu că Dumnezeu, dacă trebuie, mă alege ca un pion de demonstrație, ca un element de demonstrație pentru iad, pentru satana, pentru pământ, pentru cer. Se vadă cerul întreg că Dumnezeu din cer, Tatăl Ceresc, mai are fii care îl ascultă necondiționat. Vreau să priviți o imagine din Sfânta Scriptură. Ne spune cuvântul Domnului că cel mai sfânt om din țara Uț, un om care excela prin modul în care se administra, ne spune cuvântul Domnului că era curat la suflet, era fără prihană, se abătea de la rău. Dumnezeu din cer s-a uitat înspre el și a spus către toți fiul lui Dumnezeu, fiți atenți, îngerilor, fiți prezenți, priviți înspre Tera, uitați-vă. Pe pământ există un om care excelează. Există un om care e mai presus decât toți ceilalți. El nu numai că este bogat, îi spune cuvântul Domnului că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Avea 7 fii și 3 fete. Era extraordinar. În cer s-a făcut o întâlnire. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt erau prezenți. Erau prezenți și îngeri acolo. Și Dumnezeu i-a îngăduit să vină și satanii acolo prezent. Și s-a apropiat Dumnezeu de satana și a zis, Satano, de unde vii? Raportul să-l dai rapid, că vreau să vă spun ceva. Satana nu poate să facă nimic fără îngăduința Dumnezeului etern. Când te afli suferință, să nu crezi că diavolul te poate distruge. Când te afli în faliment, să nu crezi că diavolul te poate dizolva. Să nu crezi asta. Mai presus de diavolul e Dumnezeul etern. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie suveranul. Slăvit să fie cel care e stăpân deasupra Universului. Amin. El conduce istoria. Amin. El poate să facă ce vrea El. El învârte galaxiile ca pe degete. El poate să facă tot ce vrea în Univers. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Când treci prin falimente, când treci prin suferințe, când nu mai știi ce să crezi, când nu mai știi la cine să te duci cu necazul tău, pentru că te temi că spunându-l altul se va amplifica, vei auzi la alții că vei fi povestit. Nu mai merge la oameni, stai lângă Dumnezeul tău. Tu ai un Dumnezeu care e Tatăl tău. Tu ai un Dumnezeu care păzește florile de pe câmp să nu dispară. Tu ai un Dumnezeu care hrănește în fiecare dimineață, în fiecare moment, păsările cerului, care nu seamănă, care nu trăieră, care nu pun nimic în pământ, și Dumnezeul tău, care ție este Tată, le grijește, să vii să fie numele Lui. Ei n-au Tată, florile n-au Tată, doar Creator. Dar tu ai un Tată în cer. De ce mai ți este frică? De ce ți-este frică de șomajul care bate la ușă? De ce ți-este frică de criza prin care treci? De ce ți-este frică de problemele care bat în familia ta? Nu te mai teme, Dumnezeul tău este etern. Slăvit să fie numele Lui. Tu ai un Tată în cer. Poate ai probleme de familie, poate ai probleme de relații, poate ai probleme de anturaj, poate ai probleme de altă natură. Nu te mai teme, Dumnezeul tău e prezent. Slăvit să fie numele Lui. Când i-ai spus ultima dată lui Dumnezeu, Tată, fie în această dimineață momentul în care se spui lui Dumnezeu, Tată, m-ai scris pe numele Tău, pentru că sunt în numele Tău inclus și inclusă, pentru că sunt scris și pe certificatul meu de naștere, din punct de vedere spiritual scrie, care e Fiul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, pune-ți numele Tău în dimineața asta și te rog, privește certificatul tău de naștere, a fost scos pe Golgota, pe crucea din dealul iubirii, s-au înfipt în piroanele acelea multe certificate de naștere, miliarde, mai mult decât miliarde, de-a lungul istoriei, toți cei care s-au născut în Domnul Iisus Hristos pe Golgota au fost născuți pe certificatul tău de naștere, scrie numele tău și virgulă Fiul lui Dumnezeu. Nu ai vrea să crezi în această dimineață că Dumnezeul tău este etern? De ce te mai temi? De ce îți mai este frică? De ce se poate întâmpla? De ce nu mai crezi în Dumnezeul acesta care rămâne deasupra istoriei? Iov zice
Oare ce se va întâmpla? Când în cer Tatăl vorbește cu Satana și când îi spune Satana, e adevărat că se slujește, dar i-ai dat multe. L-ai binecuvântat și pe tot ce a pus el mâna a fost binecuvântat. Cum să nu te slujească? Satana îi spune lui Dumnezeu, te slujește pentru că trebuie să fac asta, se simte îndatorat. Dumnezeu îi spune Satano, du-te și ai tot. Iov era liniștit în casa lui. Nu știa ce se întâmplă în cer. Nu scrie Biblia că l-ar fi științat un înger sau prin alt mijloc să afle ce se întâmplă în cer. Și dintr-o dată ceva se întâmplă. Într-o zi când fiii și fiicele lui stăteau în aceeași casă, când se bucurau, când se veseleau, când nu era nimic programat tragic. Spune cuvântul Domnului că a venit la Iov, un slujitor, și a zis, Iov, boi erau și măgărițele pășteau lângă ei, s-au aruncat niște sabeni asupra lor, i-au luat și au trecut până pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am rămas ca să afli. Nu a apucat să-și încheie discursul și știrea pe care o prezenta acest slujitor și a venit un altul. Iov n-a apucat să zică nimic. Iov tăcea. Cuvântul Domnului spune că a venit un altul pe când vorbea acesta primul slujitor și a zis focul lui Dumnezeu. Cum? Focul lui Dumnezeu? Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, a prins oile și pe slujitorii tăi. Numai eu am scăpat. Ca să te rămâți. Nu a apucat să-și încheie nici acesta știrea și ceva s-a întâmplat din nou. A venit un altul și a zis niște haldeieni s-au înșirat în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat. Ca să-ți dau de știre. Nici ăsta nu-și încheie bine discursul și vine un altul care îi spune, fii atent, fiii tăi și fiicele tale erau toți împreună în aceeași casă, în casa întâiul născut, cel mai mare fiu al tău. Dintr-o dată, fără explicație fizică, zidurile s-au cutremurat și au căzut peste ei și toți au murit. Numai eu am scăpat, ca să dau de știri. Vreau să-l priviți pe Iov. Din 10 fii nu mai avea niciun. Din celelalte a muțit nimic. Din toți slujitori a rămas cu 4. Și cu soția. Ce faci, Iov? Iov zice, mă închin lui Dumnezeu. Era o presiune psihică atât de mare. Nu mai știa ce să creadă. Erau gânduri ca niște săgeți în mintea lui. Nu mai știa cum să acționeze. Și a zis, trebuie să-mi sfâșii mantaua. Și a sfâșiat mantaua, a rupt-o în bucăți. S-a aruncat cu fața la pământ. Și știi ce a făcut? S-a închinat. Cui? Cui? Lui Dumnezeu? Eu v-a zis, Dumnezeule, dormi tata. Când conturile sunt la minus, când băncile umblă pe urmele mele să-mi ia banii pe care trebuie să-i dau, că sunt dator, când n-am mai rămas cu nimic, când soția mea își permite să spună, fii atent, Iov, cum adică tu mai slujești până astfel de Dumnezeu care îți ia totul? Fă ceva, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, că nu-ți mai rămâne nimic de făcut, gata, să se termine și cu viața ta odată. Eu zice, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi toace în sânul pământului. Domnul a luat și Dumnezeu a luat. El rămâne tatăl meu. El rămâne Dumnezeul meu în care mă încred. El rămâne speranța mea. El rămâne viitorul meu. El rămâne totul pentru mine. Când sufăr, când am 10 sicrie în curtea casei mele, când totul dispare, când nu mai știu ce să fac. Și vă rog să priviți pe slujitorii aceștia care au venit, Elifaz din Temat, Bildan din Șuar și Țofar din Ama.
A venit special pentru că au auzit de ce s-a întâmplat cu Iov și au stat prezenți lângă el, lângă grămata lui de gunoi, de cenușă, care a mai rămas. Din tot ce a avut, a mai rămas cu niște cioburi cu care se scărpina pe bubele care au apărut pe piele și a rămas pe o grămadă de cenușă, o grămadă de cenușă care era neagră și care l-a fundat tot mai mult în acest întuneric, în această negreață. Au venit cei trei să-l încurajeze. Și știți ce au făcut? 7 zile și 7 nopți au stat lângă el și n-au scos nici măcar un cuvânt din cor. Ce să zici? Când întrebările sunt de ce, nu, de ce? De ce așa? De ce acum? De ce cu mine? Nu mai e ce zice. Dar Iov spune, și când sufăr, Dumnezeul meu rămâne tata. Amin. Amin. Dumnezeul meu rămâne tăticul meu pe care îl iubesc. Cu alte cuvinte spunea Iov, eu nu l-am iubit pe Dumnezeu pentru că mi-a dat atâtea mii de oi câte mi-a dat. Eu nu l-am iubit pe Dumnezeu pentru că mi-a dat 10 copii. Eu nu l-am iubit pe Dumnezeu pentru că mi-a dat o soție. Eu nu l-am iubit pe Dumnezeu pentru că am avut relații bune și descria el cum era. Era aproape cel mai important din Țărauț. Și Biblia îl declară și îl descrie ca fiind cel mai cuvază, cel mai cunoscut din fiii răsăritului. A ajuns un anonim, nimeni nu mai băga în seamă. Dar Iov zice, nu-i nimic, eu sunt fiul tăticului meu. Dumnezeu rămâne tata. Când i-a spus ultima dată lui Dumnezeu, tată, când îi spui asta, inima lui Dumnezeu se plinește din toată tăria. Inima lui Dumnezeu se simte atât de bine, atât de frumos, atât de mulțumită. Pentru că știe că în ce a investit nu s-a risipit. Și că fiii lui încă-l numesc tată. Strigând tată către Dumnezeu, în primul rând, uneori suferind. Ascultați ce spune Cartea Romani, pasajul citit. Acolo există suferință în mai multe dimensiuni, în mai multe feluri descrisă. Cuvântul Domnului spune, această suferință nu este vrednică și aceste suferințe nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Există un suspin al deșertăciunii, spune cuvântul Domnului, că și firea a fost supusă deșertăciunii și ea suspină prin această supunere. Cuvântul Domnului spune că ea ar vrea să fie scoasă din stricăciunea, din robia aceasta stricăciunii. Ea vrea să fie scoasă din aceste dureri ale nașterii, spune versetul 22, dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Întreaga natură suferă. Nu cred că există persoană de la copilul de o zi până la cel mai în vârstă, care are peste 100 de ani, cel mai bătrân de pe teră. Nu cred că există un suflet, o inimă, care să nu știe ce înseamnă suferință. Dar noi avem harul în toate aceste suferințe. Când ne uităm la Dumnezeu și spunem tata, să simțim o bucurie inexplicabilă. Există o bucurie în acest cuvânt, tată. Există atâta siguranță, există atâta binecuvântare, există atâta cer în acest cuvânt, tată. Din nou vă întreb și mă întreb în această dimineață, când i-am spus lui Dumnezeu ultima dată, tată, strigându-L pe Dumnezeu, tată, în primul rând, uneori suferind, strigându-L pe Dumnezeu, tată, în al doilea rând, nădăjduind, sperând în El. Despre cuvântul Domnului, capitolul 8, versetul 20, căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, adică nu și-a ales ea să se întâmple asta, nu a vrut ea, nu a fost în agenda ei, nu și-a programat firea aceasta umană și tot ce există pe tera să sufere, să fie roabă de deșertăciunii, nu, s-a întâmplat asta, știți de ce?
Pentru că primul om, Adam, a păcătuit și de atunci încoace toată natura a fost pervertită, toată poluarea care există, tot ce există în natură, tot ce se vede și chiar ce nu se vede, ce există în pământ. Și noi nu putem să vedem cu ochiul uman, cu ochiul liber. Vreau să vă spun ceva, totul a fost pervertit, totul a fost schimbat, totul a fost pus cu susul jos. Nu vedeți lumea asta în care trăim, că parcă e întoarsă invers. Nu vedeți că lumea asta în care trăim, parcă este totuși invers pusă. Știți de ce? Pentru că păcatul a transformat lumea aceasta într-un fel de iad. Și natura suspină și dorește schimbarea. Îi spune cuvântul Domnului, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejde însă, există speranță. Gloria lui Dumnezeu. Există nădejde. Aleluia. Cred că și natura asta așteaptă și florile și soarele. De fiecare dată când răsare, așteaptă să apară pe noi soarele nostru. Să răsară și să se strecoare printre nori, să străpungă nori, să crape cerul și să se cubare luceafărul frumos, luceafărul strălucitor de dimineață, să vină Domnul Iisus Hristos să apară pe norii cerului. Așteaptă și natura, tot ce există așteaptă, să vadă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, să vadă cum noi vom sfida forța gravitației, să vadă cum noi vom sfida tot ce există pe Terra, să vadă cum noi copiii lui Dumnezeu, noi care i-am spus în fiecare zi lui Dumnezeu, Tată, dacă nu prin cuvinte, prin faptele noastre, noi să mergem înspre cer, să fim răpiți împreună cu Domnul în văzduh, ca să trăim pentru eternitate și trupurile noastre să primească un trup ceresc, un trup divin, Dumnezeu să ne ajute la asta. Dacă dorești ceva pentru întreaga biserică prezentă în locul acesta, dacă dorești ceva pentru toți care suntem prezenți, doresc din toată inima mea să avem parte de răpire. Dacă nu v-a găduit Dumnezeu să mergem sub glia mormântului, să avem parte de răpire și să moștenim cerul, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Strigând pe Dumnezeu, Tată, suferind, acceptând suferința, strigându-L pe Dumnezeu, Tată, sperând. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci nădejde aceasta am fost noi mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede nu se poate nădăjdui. E imposibil să speri să se întâmple ceva care vezi că există. Nu mai are rost să speri. Nu mai are rost să nădăjduiești. E degeaba. E așa? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Același apostolul Pavel, în aceeași carte Romani, se apropie de cei care suferă. Și le spune versetul 12, capitolul 12, bucurați-vă în nădejde. Și m-aș fi așteptat să se oprească aici apostolul Pavel, dar spune mai departe, fiți răbdători de caz. S-ar putea ca în viața ta, spune apostolul Pavel, în viața mea, în viața fiecăruia dintre noi, să existe momente în care nu-ți mai rămâne nimic. Ca la Iov, să dispară totul. Când nu mai am nimic, spune apostolul Pavel, prin cuvântul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, totuși există ceva care poate să-ți ofere bucurie. Știți ce? Nădejdea. Nădejdea că acest acum se va transforma într-un trecut și că nu va mai apărea niciodată. Nădejdea că toate suferințele tale vor fi transpuse într-o slavă eternă. Nădejdea că tot ce există și tot ce se vede va lua un alt chip și că va fi în cer într-o zi. Dumnezeu să ne ajute. Nădejdea aceasta care se numește, știți cum? Iisus Hristos. Glorie. Pentru că spunea apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 1, cuvântul Domnului spunea prin apostolul Pavel, vreau să vă zic, versetul 26, taina ținută ascunsă din veșnicie și în toate veacurile, dar descoperit acum cui? Sfinților, nu tuturor, doar sfinților, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în noi, nădejdea slavei. Aleluia.
Cât timp simți că Hristos este în tine, cât timp simți că Iisus Hristos a prins dimensiuni în viața ta, cât timp simți că Duhul acesta al Înfierii, al Fiului Iisus Hristos, a venit în inima ta, poți să spui din toată inima Tată, pentru că Hristos este în inima ta ca o nădejde vie. După cum spune Habacuc, dacă oile vor lipsi din crașturi, dacă totul va dispărea, dacă măslinul nu-și va mai da rodul, dacă tot ce există pe când va dispărea, dacă totul se va arde pentru că va fi prea multă soare sau nu va fi destul apă, trebuie să faci ceva. Știți ce? Să te bucuri în cine? Spune Habacuc, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. El este tăria mea, El este pricina laudelor mele, El este Dumnezeul care este nădejdea, spunea cuvântul Domnului în Psalmul 65, versetul 5, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și a mării. El este nădejdea tuturor oamenilor care se încred în El, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Când i-ai spus ultima dată lui Dumnezeu, Tată, strigă-L pe Dumnezeu, Tată, suferind, strigă-L pe Dumnezeu, Tată, strigă-L sperând, strigă-L pe Dumnezeu Tată, în al treilea rând, fiind slăvit. Ascultați ce punea cuvântul Domnului în capitolul 8. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apusă alături de ce? Dar există și slavă? La Domnul. Se poate ca suferința asta să prindă altă dimensiune? Se poate ca prin speranță să simți că slava se apropie de inima ta și că intră în trupul tău și în inima ta și în tot ce ai tu? Se poate întâmpla asta? Da. Cuvântul Domnului spunea, această slavă este slava care se va arăta, știți când? La descoperirea fiilor lui Dumnezeu. O ultimă imagine și vreau să închei. Fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți la cuvântul Domnului care spune un diacon proaspăt investit în slujba evanghelist, numit știți cum? Ștefan. Nu de mult s-au apropiat apostolii de el și l-au investit, s-au pus mâinile peste el, a fost binecuvântat, a fost pus în această slujbă și imediat după aceea au venit niște martori mincinoși și au spus următoarele cuvinte. Omul acesta este împotriva legii. Omul acesta spune că templul trebuie să fie dărâmat. Omul acesta este un răsculător. Omul acesta este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Toți îl huiduiau. Toți îl respingeau. Dar dintr-o dată când s-a uitat la fața lui, știți cum arăta? Fața lui Ștefan li s-a arătat ca fața unui înger. Mi-e dor să văd oameni a căror față arată ca fața unor îngeri. Mi-e dor să văd pe chipurile fraților mei, a tuturor fiilor lui Dumnezeu, strălucirea care s-a arătat pe fața lui Ștefan. Așa s-a arătat Ștefan și a început să predice și la sfârșit a zis, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Voi l-ați răstignit. Voi l-ați respins. Voi l-ați dat la o parte. Voi ați făcut asta. Voi toți ați fost angrenați. Ați fost împreună uniți ca să luptați împotriva lui Iisus și să-L răstigniți. Și ei, știți ce au făcut? Au început să scârnească din dinți. Au început să nu mai fie atenți. Au început să spună, nu mai putem suferi cuvintele acestea. Trebuie să fie omorât. Cuvântul Domnului spune versetul 54. Când a auzit ea aceste vorbe, îi tăia pe inimă. În loc să li se taie inima, în loc să fie atenți la Evanghelie. Nu erau prezenți, plecau, veneau, nu erau prezenți la Evanghelie. Dormeau la predicarea Evangheliei, scârdeau din dinți, erau nervoși. Așa făceau ei. Versetul 55 spune, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, știți ce a făcut?
A zis, bolovanii vin spre mine. S-ar putea ca următorul bolovan să-mi strigească ochii, să-mi facă praf, să-mi scoată orbita din tâmple. S-ar putea ca tot ce vine, toți bolovanii aceștia, toate pietrele acestea să mă dizolve în câteva fracțiuni de secundă. Bolovanii vineau spre el, dar el spunea, îmi ațintesc privirile spre cer. Și știți ce a văzut acolo? Cerul deschis. A văzut cerul deschis și slava lui Dumnezeu. Glorie. Nu ai vrea să vezi mai mult slava lui Dumnezeu printre bolovanii care vin spre tine, printre jignirile care te lovesc, printre ocările care ți se atribuie, printre vecinii care te resping, cum se spunea înainte, printre ceilalți care n-au timp de tine, care nu te bag în seamă, care te privesc ca pleaba societății, ca unul care nu meriți nimica, care nu ești de preț. Vreau să spun ceva, poți să vezi slava lui Dumnezeu, știi când? Atunci când, chiar dacă suferi, îi spui lui Dumnezeu, Tată. Îi spui lui Dumnezeu, Tată. Glorie, Domnul. Vei vedea slava. Vei vedea slava lui Dumnezeu. Că Ștefan ne spune cuvântul Domnului. S-a uitat mai departe la cer. Nu se va uita la pământ. Când oamenii nu mai au ce să-ți ofere, când problemele sunt atât de multe încât nu mai știi cum să ieși din ele, vreau să spun ceva. Privește la cer. Privește la cer. Acolo se va arăta, știi cine? Cineva stă în picioare când tu suferi. Slavă. Semn de respect se ridică în picioare, pentru că vrea să te primească și suferințele tale să le scrie în catastivele cerului, în cronicile cerului. Iisus Hristos stă în picioare. Și vrea să-ți spună, fii atent, fii atent. Eu te privesc, eu te aștept. Dacă mai speri în mine, dacă mai ai credință, dacă s-a produs această naștere din nou care te face să fii atent la cuvântul lui Dumnezeu, dacă s-a produs această transformare care te face să nu dormi la Evanghelie, să nu poți să stai liniștit când vezi că e vorba de tine, dacă s-a produs această schimbare lăuntrică, atunci Duhul lui Dumnezeu din tine nu mai e interesat de pământ. Nu te mai interesează să stai în cap pentru 10 metri pătrați. Nu te mai interesează să te ceri cu ceilalți pentru nu știu cât. Nu știu nimica despre voi, dar așa mi-a venit să spun acum. Nu te mai interesează de tera. Te uiți la cer și aștepți slava lui Dumnezeu. Când ai spus ultima dată lui Dumnezeu, Tată? Când ai stat ultima dată înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Tată, ai milă de mine. Tată, vin aproape de mine. Amin. Fratele Adi Dan mă va ajuta cu un fundal muzical și cu o cântare specială pentru acest mesaj și vrem să facem o rugăciune în care să-i spunem din toată inima lui Dumnezeu, Tată. Amin. Nu ai inima ta această dorință să stai înainte lui Dumnezeu? Să spui, Doamne, am avut rugăciunile mele, am avut gândurile mele, am avut atâtea probleme care am vrut să-ți le prezint, dar vin în această dimineață înainte ta și vreau să spun, Tată. Glorie ție, Doamne. Dacă rugăciunea ta va fi atât, Tată, te ajuns. Dacă simți că trebuie să rostești de mai multe ori, Tată, Tată, spune lucrul acesta. Știu că în inima ta există un dor ascuns, există o năzuință, o speranță. Amin. Există această motivație, acest simțământ. Se spune Dumnezeu mai des, Tată. Glorie, să vin înaintea lui Dumnezeu cu respect ca înaintea unui tată și să spui, Doamne, am nevoie de prezența ta 100%. Vreau să mă știu în preajma casei tale. Am fost ca un fiu rădăcitor. Uneori. Mi-am permis să mă duc la porci în lumea acestea. Mi-am permis să trăiesc murdar. Mi-am permis să trăiesc cu femeile desfrânate, cum spunea despre fiul risipitor. Mi-am permis să-mi pierd averea pe care mi-ai dat-o. Mi-am permis să-mi pierd resursele personale. Mi-am permis să pierd gândurile mele pe drumuri care sunt murdare și pe locuri hoinare. Mi-am permis să fac tot ce am vrut eu din tot ce mi-ai dat tu, Doamne. Și vin înaintea ta, cum spunea fiul risipitor, când era încă la porci, când era încă departe. S-a uitat înspre casa tatălui său și a zis, la casa tatălui meu e belșug de pâine, e prezența lui, e eternitatea lui, sunt rob și nu vreau să fiu primit decât ca un rob. Nu mai merit statutul de fiu, dar vreau să fiu măcar prin preajma prezenței lui. Vreau măcar să știu că e aproape, vreau măcar să știu că la un moment dat va ieși pe ușă tata și voi putea să-l privesc în ochi. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată! Tată! Nu mai simțea că merită să spun acest cuvânt. Dar a zis,
Vreau să spun totuși, tată, chiar dacă nu mai merit să fiu fiul tău, mă voi duce, spunea fiul risipitor, și voi spune: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunosc din adâncul ființei mele că nu mai sunt vrednic să numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din arcații tăi. Mi-ajunge. Mi-ajunge să știu că stau și te slujesc pe tine. Mi-ajunge că stau în prezența casei tale. Mi-ajunge să stau în curtea casei tale. Dar te vreau pe tine, tată. Că știu că altădată simțeam prezența ta, altădată mă rugam când se rugau frații, altădată mă atingeai prin cântări, altădată mă atingeai prin rugăciuni, altădată mă schimbai, altădată plecam de la biserică atins, transformat. Era altfel altădată. M-am dus în păcatele mele, m-am dus în trădările mele, m-am dus în lepădările mele. Vreau să mă întorc acasă. Haideți să stăm în picioare. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și vă rog din toată inima, pe fundalul cântării se spune: Dumnezeu, Tată, stați înainte lui Dumnezeu și se spuneți mai des: Tată. Să stați înainte lui, că El este prezent, ca să ne atingă pe fiecare dintre noi. Lăsați ca mesajul cântării să vă transforme. Lăsați ca mesajul cântării să vă schimbe. Lăsați ca muzica aceasta aline să vă binecuvinteze. Că Tata e prezent aici și aproape de fiecare dintre noi. E atât de mare încât ne poate atinge pe fiecare parte. Și vrea să ne transforme această dimineață. Personal schimb că Dumnezeu vrea să mă atingă. Vreau că Dumnezeu să ne atingă pe fiecare dintre noi. Ești călător în această lume. Azi te cheamă cu Duhul. Iisus te cheamă. Un glas dulce de sus, un păstor pe nume Iisus, căci din turma ai plecat, fiule, oaie pierdut, fiindcă n-ai ascultat, te-ai dus în păcatele tale. Dar în goluri de stânci și adunțuri adânci, iar mereu te-a căutat. Caută încă fiul acesta. Vino acasă de grab, vino acasă, tău. Tu copil rătăcit, crede-ști încă chemat și de ce era așteptat, întoarce-te. Vino, nu-mi târzia, astăzi te pot salva. Cât de încă milos, vino dar la Hristos, vino nu au luna. Îndes frâng și plăceri, n-ai să ajungi nicăieri. Vei fi într-una hoina, rătăcind și alergând în zadar. Cât mai este în calvar, o iertare prin har. Hai la cruce supus, calde căi spre cernus, te așteaptă Iisus. Vino acasă de grab, tu copil rătăcit, când ești încă chemat și de ce era așteptat, întoarce-te. Vino, nu-mi târzia, astăzi te pot salva. Cât e încă milos, vino dar la Hristos, vino nu am mâna. Nu am pe mâine, nu am mâna pe de seară. Dacă astăzi ai vrea să-ți deschizi inima, El iertare ți-ar da și de lanțuri te-ar elibera. Mâine nu poți să știi,
dacă viu vei mai fi. Când atâția șefie, fă un pas către el, spune da pentru ce. Vino acasă, tu copil rătăcit, cât ești încă chemat și de ce era așteptat, întoarce-te. Vino, nu-mi târzia, astăzi te pot salva. Cât e încă milos, vino, dar la Hristos, vino, nu amâna. Vino acasă de grab, tu copil rătăcit, cât ești încă chemat și de ce era așteptat, întoarce-te. Vino, nu-mi târzia, astăzi te pot salva. Cât e încă milos, vino, dar la Hristos, vino, nu amâna. Doamne, venim înainte feței tale în această seară și în această dimineață, în același timp, pentru că pentru unul dintre noi e seara lumii acestea. O, te rugăm, ai milă de fiecare dintre noi. Te rugăm, atinge-ne pe fiecare în parte, Doamne. Doamne, atinge-ne cu prezența Ta în această dimineață, Doamne. O, te rugăm, revarsă din Duhul Tău cel Sfânt în aceste momente. O, te rugăm, spulberă orice Duh care nu vine din partea Ta în această dimineață. Băga peste noi să fie gloria Domnului Iisus Hristos. O, Duhule Sfânt, atinge-ne momentele acestea. Că vrem să spunem din toată inima Ta. Vrem ca fiecare dintre noi să strigăm către Tine, Tată. Sunt aici suflete, Doamne, care de multă vreme n-au zis, Tată, care trăiesc trădările lor, care trăiesc mai mult cu TV-ul decât cu prezența Bibliei Tale. O, în această dimineață te rog, ai milă de noi. Te rog, în această dimineață mai iartă-ne încă o dată. Mai scrie pentru fiecare dintre noi în această dimineață eliberare. O, Duhule Sfinte, știu că ești prezent în locul acesta. Doamne Iisuse, știu că pașii Tăi eterni printre noi. O, Duhule Sfinte, îți mulțumesc că Te apropii de inimile înfrânte în această dimineață. Îți mulțumim că vrei să ierți, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că vrei să pui în noi o nouă pasiune pentru numele Tău. Doamne, de multe ori suntem atâtea de reci. Suntem atâta de răi, Doamne, uneori, Doamne. Suntem atâta de respingători. Uneori suntem marcați de duhuri, de ranchiună, de resentimente, Doamne. De neiertări. În această dimineață suntem înaintea Ta. Suntem conștienți că acest stat al nostru nu ne iartă dacă nu ne iertăm și noi unii pe alții. Nu știu care sunt neiertările din biserica aceasta, Doamne Iisuse, dar simt că există un duh de neiertare. Există un duh de războire, Doamne. Această dimineață, mă rog, în mod special pentru mâinile care trebuie să se întindă pentru pace. Mă rog, în mod special pentru cei care trebuie să se împace unii cu alții, Doamne. Ne-ai învățat din cuvântul Tău că fără iertare nu există cer. Că dacă nu ne iertăm unii pe alții, nici Tu ne vei ierta pe noi. Te rog, în această dimineață, acordă-ne iertarea Ta. Dar ajută-ne să ne iertăm unii pe alții. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să facem pace unii cu alții. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să stăm în prezența Ta și să strigăm mai des, Tată, îți mulțumim că ne vei atinge. Îți mulțumim că ești prezent ca să ne schimbi viața. Îți mulțumim că ești prezent ca să ne iei de peste noi acest duh de robie, duh de păcate și să pui peste noi Duhul Învierii. Îți mulțumim. Te lăudăm pentru toate. Amin. Amin.